Salut, dragi băieți! Eu sunt Antidot, iar în acest videoclip vom vorbi despre monstrul care a distrus Loot Lake-ul. Nu știu dacă ați fost astăzi în joc, după ce a fost adăugată noul update, care a fost astăzi dimineață, pe la 11, dacă nu mă înșel, dar se pare că monstrul chiar a distrus Loot Lake-ul și, dacă zic distrus, chiar l-a distrus, adică arată îngrozitor. Știți că acum o zi sau două, mi se pare că acum două zile, am făcut un videoclip despre monstrul acesta că a distrus Pleasant Park-ul sau cel puțin acea casă modernă de acolo, însă dacă ne uităm acum, casa aia nu înseamnă nimic peste asta, adică uitați-vă ce este aici, frate. În Loot Lake putem spune că nu mai există case. Chestia ce a mai rămas acolo este, să spunem, un sfert dintr-o casă care a mai fost în Loot Lake. Dar în rest, vedem aici că e dita mai monstru. În loc de casele astea două, vedem aici dita mai talpa de Godzilla sau ce monstru fi ăsta. Ăsta cred că este o combinație între Godzilla și Dragon, frate, adică în locațiile alea în Pleasant Park și în Snoopy Shores nu se vede nicio talpă, este numai distrus, dar nu se vede nimic. Și aici, dintr-o dată, zici că a aterizat monstrul aici și se vede talpa lui din nou. Deci monstrul acesta ori este un monstru gigantic cu aripi și în unele locații văd că merge la picior, că aici se vede talpa lui, dar în celelalte nu, ori chiar nu știu ce să mai zic, adică mi se pare un pic cam ciudat. În unele locații nu este nicio talpă, chiar că este totul distrus. Și aici vedem dita mai talpa și vedeți că talpa asta lui e cât două case, adică cât zona asta unde erau casele de la Loot Lake. Chiar dacă nu vedem monstrul acesta, adică nu ne dăm seama cum a ajuns aici, sincer, eu unul mă bucur, pentru că nu aș vrea să văd dita mai monstru pe hartă, adică gândiți-vă, dacă ați vedea așa ceva, ați fugi sau v-ați împrietenit cu el? Mă bucur că nu-l vedem, cel puțin momentan, pentru că este posibil ca la sfârșitul acestui eveniment, adică după ce se duce el prin toate locațiile prin care vrea sau după ce caută el și găsește ceea ce vrea, să îl vedem, adică să fie un eveniment și să apară pe hartă, adică să-l vedem cum arată. Iar dacă aceste lucruri continuă așa cum sunt acum, cred că deja știu care este tematica sau tema sezonului cu numărul 10. Cred că este haos sau apocalipsă, pentru că nu prea arată bine. Dar cum v-am mai spus și în videoclipul acela de acum două zile, când a fost distrus Pleasant Park-ul, v-am spus teoria mea că el va trece prin diferite construcții sau diferite locații și va distruge anumite construcții. Îmi mențin această teorie și cred că se va întâmpla acest lucru și în continuare, adică cel puțin vedem prima dovadă după teoria pe care v-am spus-o, vedem că s-a adeverit, adică a distrus și aici în Loot Lake. Nu știu sincer dacă va distruge câte o construcție sau câte o parte din fiecare locație, dar din câte vedem, cam asta face. Și sunt foarte curios dacă distruge locațiile care au un nume, pentru că a fost în Polar Peak, care are un nume, după care în Snoopy Shores are un nume, a fost după aia în Pleasant Park, care are un nume, și acum în Loot Lake. Sunt curios dacă trece doar prin locațiile care au un nume și prin celelalte nu. Cum v-am mai spus, cred că are o anumită rută și după ce își va termina ruta, va apărea pe harta noastră, adică o să putem să-l vedem. Mamă, ce a făcut aici, vedeți cum a distrus cablurile astea. Normal credeam că au legătură cu sezonul ăsta, adică nu mă gândeam că le va distruge sau că vor fi distruse vreodată, dar se pare că face parte din povestea asta. Dar da, bă, băieți, cam asta este părerea mea despre acest lucru și despre ruta monstrului. Sincer, nu știu ce să spun mai mult decât atât, adică cred că va trece prin anumite locații, le va distruge și cred că își va crea o rută, chiar dacă lui e foame, nu știu ce va găsi pe harta noastră de mâncare, decât dacă vrea o navă din aia sau ceva de genul. Adică, dacă ne gândim acum serios, nu știu ce caută pe harta noastră dacă este înfometat. El distruge locații, dar nu găsește nimic, presupun. Dar dacă ți-a plăcut acest videoclip, nu uita să spargi butonul de like. În secțiunea de comentarii îmi puteți spune părerea voastră despre acest lucru pe care l-a cauzat monstru, adică a distrus și Loot Lake-ul, și ceea ce credeți voi că se va întâmpla în continuare. Iar pentru mai mult conținut cu Fortnite, nu uita să te abonezi și să activezi notificările de pe clopoțel. Și până data viitoare, eu am fost Antidot. Baftă!